La mine e șantier în lucru. Să vă arăt ce fac. Va fi noul meu studio de filmări. Acolo este niște iederă. Vor fi niște frunze de iederă, se vede. Așa. Cărămidă sus. Cuptorul de pâine. Îmi încap 10 cozonași din aia mari, lejer, în cuptor. Abia aștept să fac cozonacii de Paște. Aici e floarea soarelui. Abia a început. Urmează. Se vede? Nu se vede bine. Să nu mă împiedic pe aici. Acolo jos o să punem lemne sub cuptor. Aici vor veni niște uși din lemn. Iederă și în părți. Asta este soba. Cu plită mare, cu ochi mare, acolo o să pot să pun un ceaun din ăla mare când fac ceva la sobă, când gătesc. Aici are niște motive tradiționale românești, nu știu dacă se văd bine. Am ales ceva deosebit. Aici este un alt cuptor. Cuptor mare la sobă, îmi încape tava de cuptor lejer. Așa am vrut să fie mare, să fac plăcintele alea cum se făceau pe vremea bunicilor, știți? Mi-am dorit cuptor. O să am ocazia să-l testez acum până vine căldura, până vine vara. Dacă vreți, o să vă mai arăt treptat peste câteva zile cum va fi aici. Vă place? Nu vă place, nu? Ce spui, mă? Eu nu mai pot de bucurie. Cel puțin cuptorul ăsta și cu soba, ca la țară vor fi. Stau la țară.